Bună ziua, dragilor! Cum găsim la Telecoprof Online? Bună ziua! De la Fălticeni? Da, de la Fălticeni, județul Suceava. Așa, tu ești, el e Mihai, tu? Gabriel. Gabriel. Mihai l-am transformat în operator. Mihai și Gabriel, nu? Mihai și Gabriel, da, cei doi arhangheli. Iată-ne că suntem împreună aici. Dragilor, tu, Gabriel, spui că m-ai găsit pe mine de acum vreun an sau de când? Din iarna lui 2013. Din iarna lui 2013. Eram student și eram mai după sesiune, mai lejer și am... Tu ce ai făcut? Ce faci? Inginerie electrică, știința calculatoarelor. Am terminat. Bun, bun. Acum te apuci de știința, dacă te îndrăgostești de asta, să pătrunzi în zona asta așa de fascinantă. Este extraordinar, extraordinar. Eu spun că am vreo 35 de ani de cât tot mă ocup și n-am înțeles mare lucru. Eu consider că am înțeles ceva și doar de la dumneavoastră. Dar probabil sunt naiv. Nu, sunt lucruri de început. Nu, cu cât pătrunzi, ca în orice domeniu, cu cât te aventurezi și pătrunzi mai în adânc, cu atât îți dai seama de dimensiunea problemei respective. Da. Dacă ai urmărit oameni de știință, așa, când ajung în locurile acelea greu accesibile multora dintre noi, spun așa, dar nu se poate, așa ceva nu se poate. Ei se minunează. Nu, totul se poate. Rămâne în extaz, pur și simplu, de perfecțiunea asta care există în jurul nostru. Iar Albinuța, trebuie să spun, Gabriel, Albinuța și Mihai, mă scur și ții, mă adresez amândorora, Albinuța, cum să spun, atât de fascinant să pătrunzi, să înțelegi ce se întâmplă cu ea, ce vrea ea. Noi trebuie să facem nu lucrurile așa la întâmplare, trebuie să facem ce cer ea. Exact, în direcția asta trebuie să acționăm. Eu sunt un pasionat de apicultură și un pasionat de matematică, profesor de mine nu a stat deloc pe dreapta și am lucrat foarte mult așa la performanță. Nu-mi plac să fac, niciodată nu m-am obișnuit să fac lucruri de rutină. Deci nu refuz să fac asta. Da, deci trebuie să fac lucruri care, pe care nu fac nimic niciodată. Vă bătătoriți singur. Așa. Știi cum e poanta aceea? Deci nu mergi pe unul, te duce drumul. Mergi pe unul care nu există și dacă poți lăsa, lasă și o urmă. Da. Asta îmi place. Asta am făcut din toate ora, de când mă știu. E bine, m-am trezit așa în situația aceasta, care nu mi-am propus-o să o niciodată, de inventator. Nu m-am gândit vreo clipă. Și în apicultură să fac invenția. Deci este lucru fascinant așa care mi s-a întâmplat mie. Așa a avut Dumnezeu să mi se întâmple mie. Sper să reușesc să duc proiectul acesta și în urmă și proiectul cu matematica, cu videomanualul matematic. Sper să reușesc fundația, dacă se poate chiar și... Păi fundația este făcută. Fundația e făcută. Acum urmează asociația apicolă să o facem. Dar prin fundație vom dezvolta proiectul ăsta. O să fie ceva fascinant. Aștept din clipă în clipă ca cei care pot să ia decizii să vină lângă mine și să putem face o lucrare de calitate valoroasă. Știi ce? Da, vă și spun practic și teoretic. Ne putem transforma în scurt timp, în câțiva ani de zile, în cei mai mari producători de produse apicole bio. Din Europa. Din Europa, fără să... Nu exagerez. Numai că inerția este mare. Numai că există atâta obstrucții la nou și atâta dezinteres. Și n-a apărut cineva cu minte deschisă și să înțeleagă că ceea ce am făcut eu poate fi valorificat la un nivel foarte înalt. Eu, din ce am văzut, lumea vă respectă lucrarea, vă acordă creditul, dar parcă ar vrea să facă vecinul. Încearcă tu și dacă e bine, dacă merg, fac și da. Păi, da. Așa, e firesc. Știi, Vlaicu, când s-a făcut avionul, el a urcat la manșa acolo. Da, sigur că așa, a fost și sacrificiu total, în final nu, el a căzut. Dar cu un grup de prieteni a încercat să se desprindă din normal, să zboare, așa și în apicultură. Ceea ce fac eu acum este un fel de zbor al lui Vlaicu de altă dată. În pionerat fac treaba asta, sigur că da. Există restricție, e foarte greu, foarte ușor să critici, dar e mult mai greu să te alături cuiva și să construiești ceva. Dărâmăm foarte repede. Uitați, vedeți aia și clădirile astea. Filmează-le, te rog. Aici au fost investiții, s-a depus mare efort. Iată unde am ajuns, o ruină. E o ruină peste tot. Nu se vrea. Dumneavoastră construiți din ruină. Da. Este spectaculos. Cred că seamănă cu cei ce se încearcă uneori să se refacă, să putem porni. Deci aceste grajduri părăsite, eu le-am găsit utilitate. Vezi aici,
Aici se treceau cu tractorul, cu nu știu ce, cu remorca, aici puneau porumbul în stânga, aici erau animale, nu mai știu ce, oricum. Cert este că acum am niște condiții de apicultură extraordinare. Vezi că mașina mea e plină cu rame, acum mă pregătesc să intrăm în niște familii, chiar dacă timpul nu e bun, vreau să extindem, să vedem ce putem face. Deci mașina asta aici pe culoarul ăsta, coridorul ăsta. Da, eu îl iau, mă duc și ca să nu țin de vorba, pornim la treabă, da? Băieți, deci voi m-ați descoperit, tu l-ai coroșul pe Mihai, ai avut o grijă să te întâlnești cu el, să spui, măi Mihai, este un om acolo care face ceva deosebit, mă. Hai să vedem. Cum v-a zis la telefon, dacă mi-ați transmis virusul, eu sunt contagios deja. A, da? Ești contaminat deja, nu? Nu mai... Da, păi și cu cine am de-a face... Transmis boala. Transmis boala. Bun, frumos, interesant. Acum, spuneam că eu... am o dorință imensă ca pe voi, pe tineri deosebi, să vă pot virusa, o intenție nemaipomenită. Ăsta e și visul meu de totdeauna. Să pot ajuta pe cei mulți care se află la început. De foarte multe ori nu vă găsiți locul de muncă, ați făcut o școală și asta e românica noastră, că nu, pe profilul tău nu găsești. Și atunci trebuie să găsești să faci ceva. N-ai voie tu ca tânăr să rămâi blocat și să nu găsești o soluție. Spuneam odată, dacă s-ar putea cineva să aibă mintea deschisă, să înțeleagă, zeci de mii de locuri se pot crea. Mihai, da. Gabriel, uitați-vă, de ce spun asta, zeci de mii de locuri de muncă? Pentru că știu, văd cu ochii sufletului meu perspectiva acestei tehnologii noi. Acolo, acasă, unde are el grădina lui, bunicul tău, tatăl tău, acolo tu poți, ca tânăr, 2-3 stupi, 10 stupi, ai pornit acolo și te interesezi repede de dezvoltarea bazei melifere. Nu ai salcâm, să spunem, dar acolo poți, pe niște râpi de acestea care sunt în teren degradat, nu știu, tu te duci. Nu ne duci și ne apucăm noi de plantat și de nu știu ce, cu școala, cum era înainte, cu armata, cu nu știu ce. Nu. Tu, persoana în sine... Cine e interesat până la urmă. Exact. Da. Și atunci îți dezvolți tu, pui acolo, în sfârșit. Mai vii, ai o bucată de teren, mai vii și cu niște plantații de facele. Am văzut un fel de luțel. Așa. Pe urmă, fel de culturi de astea melifere. Și ți le aranjezi tu și faci rotația pe acolo, că ți ai cules tot timpul. Să aibă treabă tot timpul. Tot timpul. Asta e secretul. Deci dacă rasă, masă, casă, fii atent, rasă, masă, casă, da. Eu știi ce am făcut? Casa am. Da, tocmai. Am făcut chestia asta. Cât privește masa, o rezolv fiecare, rasa este asta care o avem noi și coeficientul de mulțire este atât de bun încât e păcat ca tu să nu poți valorifica la maxim. Avem colectare și de polen, deci polenul putem colecta foarte ușor, vezi? Aici deja am început, am pus colectoarele. Se poate face treaba asta cu foarte multă ușurință. Urmează să... Sunt foarte benefice colectoarele astea. Băi, sunt productive, foarte. Și pentru securitatea stupului. Deci am aici oglinda. Că vrei, familia care bagă polen este semn că crește puietul. Da. Da? Nu, fără polen nu se poate. Nu se poate. Și când nu mai bagă polen, e o problemă. Eu știu foarte bine, nu deranjez familia, nu mă uit acolo, nu pierd timpul. Ci mă uit aici. Am și rama aceea, vestitul bine, creditoare, care stă acolo și face treaba. Deci sunt lucruri... Buzunărelul, cu toate povestele. Dar voi sunteți la început. Am înțeles că dorința voastră este să... Dar când ați voie să trec și eu de partea cealaltă... Hai, te rog, cu tot dragul, pe partea cealaltă. Nu. În ce constă această invenția mea? Asta e desfăcut, vezi? Deci acum este întins pe... L-ați desfăcut, aveți o singură familie. O singură familie. Că familia de aici, vecina, am dus-o asta de lateral. Am dus-o aici. Da. Și am pornit altul, o să-ți arăt... Tot timpul strângeți... trei stupi, cei mai apropiați. La iernă suntem cu 3-1. Nu luați de aici, de la mijloc și de... Nu. Unul de lângă altul. Deci unul de lângă altul. I-am venit aici, am pus
Albina, ori o duc mai încolo, ori o duc la un kilometru, tot se întoarce înapoi. Da, care e învățată cu zbor. Da, da, da. Și eu am zis să, bă, să vină aproape, să nu fac dau de lucru. Vine foarte repede toată. Da? Vine toată, nu discutăm. Când am luat-o pe asta de aici, deci când o iau pe cea cu 6 rame, iau pe cea mai puternic și am pus-o aici. Da. Da? Și am pus-o aici. Uite, asta din spate acum, e vreo 7-8 zile desfăcut. E altfel de stup sau e... Nu, este cineva care mi-a venit și vrea să-mi cumpere niște stupi. A venit și mi-a adus lăzile. Da. Și am populat asta. Așa. Și acum, hai să vedem apropo de asta. Ce s-a întâmplat? Orizontal ăsta? Este un stup de 14 rame. Asta e modelul lui. Eu am încercat să-i spun, domnule, eu n-aș face de ăștia, dar omul și eu a făcut. Da, asta e povestea lui. Deci, fosta familie de aici, luată și pusă aici, Albina, toate călătoarele au venit înapoi la mine, mi l-au făcut pe ăsta full, vezi că este blindat acum, așa, și s-a apucat și el de treabă. Și-a făcut Albina lui proprii. Hai să vedem cum arată după aproximativ 10 zile fosta familie care am pornit de aici și am ales în partea asta, da? Pe 6 rame și alea fără Albina călătoare, cum ar veni. Toată călătoarea s-a întors. Da. Deci cele 6 rame pe care le-am avut aici, erau pline cu puiet, am luat pe cel mai puternic. El acum a ajuns la un nivel, cred că nu l-am mai văzut. Trebuie să spun că am atâta treabă de făcut încât nu mai știu. Și alți. Alți stup mă așteaptă. Da, da? De aceea spun, nu i-am putut desface pe toți în clipa asta. Nici ăsta nu-i desfăcut complet. Mai este ăsta din spate, vezi? Da, da, da. Aștept să fie full. Trebuie să vină o cutie aici sau unde? O cutie aici, așa, ori dacă nu... Bine, aici v-ați nimerit și pe cap. Da. Mă duc mai în față, mai văd eu cum fac. Oricum, cert este că vreau să fie cât mai aproape. Dar dacă e un pic mai departe, nu se întâmplă nimic, că tot același lucru se întâmplă, Albina se întoarce toată înapoi. Da, spuneam 2, 4, 6 rame, da? Full cu puiet. A rămas numai Albina care era pe deasupra, un pic, am mai și scutat un pic de Albina pentru că riscam ca el să aibă o problemă, să nu aibă, rămânea puietul descoperit. Da. E o problemă, rămâne puietul descoperit, că toată călătoarea se întoarce înapoi și atunci, dacă e și peste noapte frig, ai o problemă. De aceea trebuie să facem toată treaba cu grijă și cu multă atenție. Așa. Deci, e foarte multă albină tânără, multă de tot tineret, pentru că o eclozionat. Ea s-a făcut numai din albina care a eclozionat. Care avea, presupun că erau bătute cu ouă când le-a sigur că da, 6 rame erau crăpăcite. Crăpăcite deja. Dar mai erau și larve în creștere, mai erau sâșii de toate categoriile. Așa. Este acum din nou. Da, încă mai are un pic până... Da, dar și a început să o timpată. Era un șiu găsit-o. Matca? Da, da. Uite aici. Asta e matca. Da, da, da. Este un pic nemulțumită de ce s-a întâmplat. Ea avea un ritm acolo, dezvoltare, avea căldură, tot. Știi, aici e 30-32 de grade trebuie să avem, nu? La fiecare în familie. În interiorul stupului. Da, în interiorul ghemului acolo, în cuib. Ori dacă nu e așa, ea se strânge pe cât poate și rămâne puietul neacoperit. Deci e o problemă foarte importantă la desfacere. Nu se mai dezvoltă cum trebuie sau moare? Nu, este un încetinit pur și simplu, ritmul e o problemă. Da. Deci acum și-a reluat complet activitatea și mergem bine, ne ducem. O luat-o, cum se spune, da? O luat-o din loc, așa că treaba merge. Da? Deci ăsta a fost familia de care a fost aici vecină. Acum știi ce-i fac eu? Voi face următoarea operație. Mai puneți o ramă. Mai pun o ramă, dar știi unde o pun? N-am să o pun, nu lărgesc cuibul acum. E o mare greșeală acum, dacă aș lărgi cuibul. Deci el acum încearcă să se refacă și să producă propria lui căldură. O puneți în afara... Așa, dincoace diafragmă. Deci eu să pun o ramă cu rezervă din miere ca să-i dau sentimentul de cules. Să vezi ce fac. Uite, am o ramă pe care am miere, așa, și
o să zdrelesc un pic. Ați lăsat mierea intenționată în spate, nu? Nu, nu, de anul trecut. Așa s-a nimerit. Da, s-a nimerit acum. E de anul trecut. Prostupină mare, rămân și la plin ieri, da? Și acum ce fac eu? Deci, așa, o zdrelesc un pic. Să vină să culeagă. Exact, îi dau sentimentul de cules și matca va fi hrănită din ce în ce mai bine și călduri nu o bag înăuntru pentru că extind și nu am voie să extind acum. Se extinde când e de densitate foarte bună. Așa. Când nu cere albina acum. Când cere albina, da. Când îmi apare în partea asta altă, de sta albina pe partea asta așa, ciucurii de așa, atunci extind. Da? Până atunci nu. El e singur, are nevoie de ajutor. Da? Iată că asta i-am făcut lui acum. Acum, mă duc și la fratele lui, cu care e înat el acolo, și fac următoarea testare. Dacă cumva ăsta cere să-l extind, nu, ochiul meu de-a trecut tot spune clar. Deci când e full cu albină și prin interior și mai ales când hrănitorul ăsta care l-am aici e construit făgurelul aici, da? E de sub. Atunci umblăm și îi luăm o ramă, două. Dar așa, eu am fost și eu foarte obraznic, să știi cu asta. El avea tot 6 rame, da? Știi câte rame am pus ca să-l fac? Așa am pus 5 rame. Deodată. Una da, una ba. Uh-huh. Cam miza pe ce chestie, că vine albina călătoare din partea cealaltă. Da, da, da. Și atunci treaba se face foarte bine. Au avut chinești mulți. Da. Și deci am fost obraznic, încă agresiv am fost cu el. Dar am avut albina călătoare care vine din coace. Ăsta nu a suferit atâta cât a suferit ăsta la altul. Da? Chiar dacă era pe mai puțin. Sigur că da. Deci de aceea ăla nu se pune nicio ramă. Nu îi se pune nicio ramă, eventual să mai scoate o mică. Deci ai văzut ce a făcut? Am cercetat un pic, mi-am dat seama că pe cazul n-am intrat. Nu, lăsați-l face. Așa. Aici tot așa văd. Dacă e densitate puternică, fac. Este o fi de densitate, dar nu e atât de alarmant. Cel mai bine îmi spune dacă o construi. Uite, o construi făgurelul. Dar mai este loc. Deci o construi făgurelul, încearcă să spună că ar avea nevoie să fie extins, da? Depune și mie? Depune și un pic. Aici au fost celule. Uite, au fost celule la început de albinuță aici, da? Da, da. Da. Ca să vină să ouă. Au făcut și celule mai mari de trântori. Da? Da? Deci aici, dacă vine matca și n-a ajuns încă, dar ajunge cât de repede, când vine matca și intră în celula asta de aici, depune ou și perișorii pe abdomen atingă pereții celulei și atunci se întâmplă ca ouul să fie fecundat. Iar când intră în partea asaltă, degeaba nu mai atinge perișorii și atunci ouul nu mai este fecundat din spermatică și iese mascul. Da. Toate acestea le găsiți voi acolo foarte frumos pe la Prof Online, nu? Știți bine. Da, pe blogul nostru sau pe YouTube. Da, dar cel mai bine să intre așa. Deci tastați pe Google Prof Online ca să prindeți tot. Când a tastat Prof Online, se deschide pagina noastră și prima parte, primul capitol zice video apicultură, apoi video matematică și mai acolo mai sunt multe lucruri. Da. Articole. Multe, sub fiecare se ascunde un film. Da. Dacă n-ați zis click pe video matematică, video apicultură, se deschide o pagină unde vedeți toate filmele pe ani. Da, structurate. Da. Deci totul de prin 2010 când am început toată treaba de acolo, vedeți pas tot. Cu pas și descrierea. Fiecare lună, pe luni, pe ani, da, totul, dați click și desfacă și vedeți filmele acelea. E acolo toate lucrările. Inclusiv întâlnirea asta cu voi acum va fi istorie, să zic așa, nu? Doi tineri care să filmul se face, vom pune pe internet. Așa s-a întâmplat când mă vizitau divers și așa, și am purtat discuții cu ei. Acolo vedeți videomanualul de apicultură, nu? Ați văzut acolo. Sunt 6 volume. Am avut în 2011 cineva de la Brăila. Un tip a spus, domnule, eu vreau să vă trimit niște oameni, sunteți de acord? Să vă ajute la treabă, să-i țin toată vara acolo la dumneavoastră ca să înveți și că am intenția să facă apicultură. Îl salut pe Ionică de la Brăila. Nu m-a mai sunat, nu mai știu nimic. Au venit așa cei 3 oameni, au stat toată vara de am lucrat împreună, ei nu știau nimic, fuseseră luat de pe șantier.
Ca noi. Deci nu știau absolut nimic despre Albion. Nu puteți niciodată mâna pe o ramă, nimic, nimic, nimic. Și ați, bă, băieți, ne-o trimis șeful, trebuie să facem treaba asta. Facem noi, în loc să ne ducem acolo să presantez, nu știu ce să facă ei, facem la dumneavoastră. Bine, mă, hai. Și noi am apucat și am filmat toată discuția, tot ce purtam, le predam dimineața, le spuneam, uite, asta e lucrarea, nu știu ce. Îi dădeam într-un vagon, chinuiam acolo, eram într-alt vagon. Am avut o chestie foarte frumoasă, aveam operator cu mine, da, un specialist. Am văzut și ore de matematică făceați cu mine. Așa, am făcut la un moment dat și ore de matematică, da. Vreau să la undeva pe aici? Așa, și... nu aici, eram în altă locație, la Călugăria. Dar pe spate unui graj, era o tablă. Da, 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 da. Și acolo alterna, făcea și matematică și apicultură. Și pentru mine, mai ales când așa găsim un moment de inspirație, trecem și facem o lecție de matematică. Așa au pornit cele două blocuri. Știți câte ore de film am în momentul de față? Peste 1000. Peste 2000. Peste 2000 de ore. La matematică am atins 1000. Ah, da, da, da. Eu da? Cred că am văzut matematica prea puțin, doar așa, din curiozitate. Așa, dar da. Apicultura am devorat-o toată. Nu cred că, nu cred că sunt 5 minute care sunt unde fi văzut. Ai, lasă-mă. Deci din 2010 ai văzut tot? Tot. Băi, e super. Povestește-le și altora. Și de multe ori când începeați un film nou și vorbeați și vă confundați așa în gânduri, aveam sentimentul că deja vă cunosc și anticipam ceea ce spuneți. A, este superb. Deci, într-atâta, îmi citeai gândurile, pur și simplu. Eu vă simțeam așa ca pe... ca și cum v-aș fi cunoscut de foarte da, mult. Da, da, da. Pe unul foarte apropiat pe care... Și acum ghiceai și stilul în care gândesc și modul în care și ce am să spun, care, da, este superb. Ei, asta îmi dă speranțe și îmi spun acum cu toată convingerea că biostupul va avea un viitor. Iar tehnologia asta nouă va fi îmbrățișată cât de curând. Mă doare că nu se face mai de timpuriu. Da, e. Eu am o tristețe așa în sufletul meu că se va generaliza, sigur, și după ce nu mai fi eu. Dar ce bine ar fi ca în perioada asta, când mai pot contribui, când mai pot aduce îmbunătățiri, mai viu cu o idee, să văd așa grupul de oameni care spun, domnule, haideți să facem ceva în țara asta, să fie primit și să fie recunoscut și să putem să ieșim cu ceva. Deci, convins că tehnologia asta se va instala și vom avea cum un brand de țară, știți, cu chestii spectaculoase. Așa va fi. Dar trebuie să se extindă pentru că am văzut și de la minister vor să mărească producția de 4 ori a țării, în plan. Deci am un proiect. Am stat de vorbă cu cea care, la Ministerul Agriculturii, cea care a făcut legea asta a apiculturii. Am uitat cum o chema. Am stat de vorbă concret în birou la ea. Chiar Ministerul Agriculturii. Eu mi-am mai spus dezamăgirea și am zis, doamnă, îmi pare foarte rău, cât apicultură știți? De unde? Va investi ceva să faceți o lege, da? Să vă ocupați pe aici scaunul ăsta. Dar trebuie să stai de vorbă, știu, oameni care au inițiativă, au idei, care așa, nu se impozitează lăzile, doamnă. N-am lăzile, nu lăzile, cât la 75 de lăzi încolo, dacă ai lăzile, nu stau stivuite, nu, e o prostie asta. Am văzut, sunt probleme și cu transportul, cu utilajul, cu cei care au tractori și au vagoni, tot așa impozitează și... Da, deci este o mizerie făcută, în loc să vin să scrie... Sunt lucruri făcute în gravă, domnul profesor. Nu, și fără inițiativă, fără idei. Probabil nu cunosc, nu știu dacă neapărat intenția era, dar... Nu, intenția, pe ele și trebuie să vii, că în cameră să nu fie înțeleg de acum la mână. Așa, stai în partea asta așa, să filmez, că la negru trage albina, știi? Știi ce se întâmplă? O lege bună este făcută de oameni din interiorul sistemului respectiv, da? De apicultori. Da. Eu așa am spus, că cât am stat de vorbă cu ea acolo două ori. Am zis, doamne, trebuie să improvizităm producția. De la 2 toni în sus, hai să zicem, de la 2 toni în sus, îți iau impozit pentru... producții, nu pentru lăz. Lăz, fac apicultură și în căciulă. Nu mă frământă pe mine unde faci lăzile acelea. Omul va fi interesat după aceea și iau produsul. Deci el trebuie să stea acolo acasă, să se ocupe de toată treaba asta și eu sunt. Mi-organizez tot sistemul, tot și colectez și duc în exterior și fac nu știu ce. Și când el e interesat să declare toată mierea. De ce? Pentru că eu dai. Priei tu și el nu ce să facă cu mierea. Trebuie să spună. Și atunci vine repede, îi dai un preț bun, respect pe om
Nu cum se întâmplă acum. Știi, marea mizerie este că trebuie să câștige cel care face comerț. Ei, și nu, vor din nu. Prima, vor din da, prima. Da, da, dar el și-a făcut o, nu știu ce, acolo, instalație de acolo și el trebuie să, peste noapte să câștige enorm de mult. Iar eu care sunt, se trudesc aici, mă rog, trebuie să fiu lăsat pe dreapta, nu așa. În orice afacere, până la urmă, 2-3 ani, mergi pe pierdere, mergi pe Pierdere, pe, și ușor crești, nu da. Peste noapte crești, te îmbogățești și tu, cel care e apicultor, trebuie să tragă din greu și să... Uneori renunță metodia. El îl înțeapă albina. El este cel care trudește. Dacă nu ai albină suficientă când vine un cules, n-ai făcut nimic. Deci degeaba trudești, degeaba muncești. Tot secretul este ca în clipa în care floarea s-a deschis și planta secretă nectar, tu albina să ai chinești. Albina să fie prezent acolo. Spuneam, nu? Da. Ce să ducă? Altfel poți să curgă mierea cu cana să poți, nectarul să curgă de acolo. N-ai cine să ducă în alt stup, n-ai niciodată producție. Deci, dragilor, secretul mare este să avem albină. Iar noua tehnologie asta îmi oferă posibilitatea, uite și pe ăsta l-am desfăcut, iată, îl vedem aici full cu albină. Da? Ăsta are 7-8 rame copuiat acum, din cele 12. Da? Deci, dacă suntem cu 3 săptămâni înainte să salcăm. Ăsta la salcăm, cum se spune, adună cu tot cu frunze. Aduce nectar dacă... Aveți... Da, albine, în dezvoltare, în 3 săptămâni de zile, merge încă o generație de albine. Dar ea ne ecluzionează zi de zi. În fiecare zi ecluzionează, că doar fumat, dacă luat, are puie, da. Da, sigur că da, ce? Sigur că da. Deci asta e performanța. Și anul ăsta, chiar te rog pe tine să urmărești cu foarte multă atenție, că voi produce o chestie unică, n-am făcut niciodată, dar înainte de salcâm voi da drumul la mulțiri. La mulțitor? Nu, nu la mulțitor. La mulțirea, la mulțirea familiilor de albine. Că, încât pe timpul culesului de la salcâm să cresc mărci. Este cel mai tare lucru pe care... Aveți botcă pentru asta? Hai să vezi ce fac. Să-ți povestesc? Hai să-ți povestesc, că te vin la Suceava, te vin la așa, tu da ești mai hai, nu? Așa. Uite ce am să fac. Vă povestesc asta. Trebuie să vă orfanizați, nu? Nu. Vezi? Aici am în buzunărel, îi scoase și din buzunărel. Ce-a făcut albina? Începe să curgă încoace datorită faptului că e multă albină, vezi? Și nu mai are unde sta, practic, nu? Mai are unde sta. Ea a început să crească și... Pe lateral. Lateral, da, face și treaba asta. Acum, eu îi fac așa. Bine, te-am înțeles că ai nevoie. Foge. Știi ce fac? Umblu în familia asta. Am să caut niște rame cu puiet. Le aduc în partea asta. Încep popularea buzunărelului. Este etapa când încep buzunărelul să populeze. Am o singură regină aici, da? Da, da. O singură regină. Cred că au început și, și varoa. Adică început, mi-a crescut făgurel, bănuiesc o vină marca, zic și eu, nu știu, nu m-am uitat. Eu, acum am emoții, nu... Da, ce spun acum, ce spun acum, din ceea ce știu că ar trebui să întâmple. Da? Dacă a plecat la cules, e posibil să aducă și varoa, nu? Nu, varoa poate să fie în interior. Varoa e gândac cu acela, da? Parazitul. Parazitul acela. Ei bine, acum vedeți că mi-a crescut rama. Deci rama clăditoare e crescută. Și cu celule de... Toate trântor. Numai celule de trântori. Da. Matca a venit și a ouat aici. A început, e clar. E clar că a început activitatea de colectare a varoa. Hai să vă arăt, că să nu spuneți că-s povești. Aș vrea să te vii să filmez chiar aproape aici. Tot fagurile numai de trântori. Și se vede pe fundul celulei, pe fundul celulei se vede lucin ceva. Larva. Acolo e larva. Bastonașul. Bastonașul, ecluzionat și a început creșterea trântorilor, da? Deci familia începe, interesul pentru roit începe cu creșterea masculilor. Acum, în clipa de față, în a noua zi, de când a fost matca, de când a depus ouă aici, în a noua zi va pune căpăcelul.
Dar în anuazi, înainte de a pune căpăcelul, larva crește tot timpul de la bun început, cap-coadă. În a treia zi ecluzionează din nou. Puiți o ouă de găină, da? Pus la clocit. Și în a treia zi sparge coaja și apare larva. Larva, pe urmă, în 6 zile crește cap-coadă. Nimic în natură nu crește mai repede ca larva de albinuță și de altrântă și așa mai departe. În 6 zile se umple celula. Atenție, în 6 zile se umple celula. Ei, în a noua zi, se întinde ca să-și ocupe poziția... Se întoarce și se întinde. Când se întinde pe buza celulei, am filmat asta. Nu știu dacă ai văzut tu filmul. Varoa se aruncă. Varoa stă acolo, stă pe buza celulei, uite pe aici, se plimbă pe așa, când s-a întins și-o dat drumul. Prin deschizătura care s-a creat, își dă drumul repede. Și pe fundul celulei mănâncă, în primele 10 ori mănâncă toată hrana care a fost pusă ca rezervă. Albinuțele nu știu de chestia asta, da, pun căpăcelul, pe urmă își înfinge aparatul bucal femeia de varoa în larvă și trăiește acolo și se mulțește pe baza larvei. Larva va fi handicapată, va fi... Ori moartă, ori aripi. Da, formele acelea de manifestare. Ei bine, preferă trântorii. E mai multă mâncare. Mai multă mâncare și feromone care degrajează acolo. Și atunci, iată ce am făcut eu. Până acum, toți apicultorii și eu, la rândul meu, făceam următoare chestii. Aveam tot timpul următorul lucru. Această ramă claditoare o foloseam. Dar o puneam la marginea cuibului. Și când puneam catul pe deasupra și toată povestea, nu mai ajungeam la timp. Și acolo ecluzionau. Și abia când taie căpăcelul larva să iesă, atunci femeile de mama cu fiicele sale, vreo 3 fiice, stau să iese. Ca vărășii. Și 3-4 fiice așa ies. Și în felul ăsta fug repede să găsească alte locații. Altă larvă care se întinde și rămâne. Așa. Și dacă ați uitat, n-ați făcut decât să le mulțiți. Exact, exact. Am transformat rama clăditoare, capcană, în un mulțitor de varoa. Așa m-am manifestat. I-am pierdut 60 de familii odată. Și am plâns atunci, dar nu, la propriu am plâns. Stăream în genunchi și țipam așa de durere. E enorm de mult, da. Ei bine, în clipa aceea mergeam cu rama așa clăditoare, zic, asta ești tu. Dacă n-ajung, Doamne, n-am forță de muncă, n-am cine să mă ajute pe mine? Dar trebuie să fie o plantă, trebuie să fie o iarbă, ceva, o bălărie care să mă ajute, gândeam eu așa, din disperarea mea. Și atunci asta rama, trebuie să o țin afară, să mă pot să o... Din durerea aceea când nu ajungeam la timp. Să pot eu ajunge la timp, să o pot lua când vreau eu. Și atunci... Deodată... Dumnezeu mi-a auzit durerea, a văzut plânsul meu, strigătul meu de durere. Și în clipa aceea mi-a venit în minte să spargă un perete. Am zis, spargă un perete, ca să treacă matca și rama să stea afară. Da. Povestesc acum, trăiesc efectiv starea mea de suferință. Atunci, să sparg, dar zic, să o pot lua când vreau eu. Și atunci am zis, bine, o sparg. Dar cum să stea afară? Plouă, ce să fac? Și atunci a fost momentul, am să vă arăt și la aceea care a modificat-o, cum am modificat-o. Și atunci am zis, opa, fac o grilă. Asta e grila, nu? Da, pe care... invenția dumneavoastră. Da. Grila ursul. Grila am să o fac și am să fac așa și am să tot ramele invers. Am să las spațiul acela pe acolo, printre două rame de ajunge matca oricând. Și rama asta clăditoare nu mai pun așa. Și-o pun așa, perpendicular, și la îndemâna mea, oricând pot ajunge la ea. Vezi? Aici s-a produs momentul de... Și matca de mai multe ori pe zi, da, poate să ajungă, ajunge la capăt dintre două rame în spațiu dintre ele, ajunge acolo și îndată pune câte... Fetelor, ați mai făcut și câte celule? Care? Astea sunt. Gata, intră și le pune. Deci așa se întâmplă. Este spectaculos de frumos și de interesant. Deci vezi că acum la familia asta a debutat colectarea varoa. Da. Am debutat. Dar care celule de trântă și sigur că acolo. Da. Și când, după ce s-au căpăcit, sunt în capcană femeile de varoa. Și atunci ce eu fac? După ce s-a căpăcit, îl decupez pe ăsta
Îl iau deoparte, el îi ia cu furie, fac din nou chestia asta. Că sunt foarte interesant, deci facă masculi. Că lângă asta folosiți larvele alea, le dați hrană la păsărele sau la... Sigur că da, la pui, da. La pui, la... Și găina face găina... ouă și tot câștigați. Sigur că da. Dar nu mai spun ce interesant este faptul că în a șaptea zi bunoare de evoluție, dacă ne-am constatat că nu mai avem varoa, că noi ne dăm seama dacă după ce acolo descăpăcim și vedem că nu mai avem femeile de varoa, putem să folosim și facem apilar vil. Da. Da, la șaptea zi când e de evoluție, să taie și să stoarce presare la presă pus fagurelul. Da, știu procesul, dar v-am auzit vorbind despre asta. Da, și da. Probabil... Deci, maximă producție de ceară, maximă producție de apilar nil, colectarea varoa, tot. Deci sunt niște lucruri spectaculoase. Și plus de asta e bio. Da, da, pentru că nu mai fac tratamente cu varachie și cu toate prostiile. Da. Deci noi aici ne îndreptăm. Asta e șansa imensă. Imensă. Dacă mai are șansa să nu stropească culturile din jur, cum aveți dumneavoastră, nu aveți nimic. Deci dacă nu ești în apropiere, sunt masivi de astea de pădure, așa, și cât nu ești, atunci recolta rămâne, adică culturile trebuie să avem grijă. Dar cât privește partea de medicament pe care o dăm, eu țin sub control foarte bine varoa. Deci am o chestie formidabilă. Și până la că ai văzut filmele, ai văzut că de prin luna lui iulie, așa cam pe 20 iulie, 15-20 iulie, scade interesul pentru roire. Și atunci, nu mai, familia nu-și mai propune să mai roiască, nu mai e timp. Și atunci urmează să fac colectarea varoa pe larvele de albină. Am pus și această tehnologie la punct. Deci, practic, mă duc foarte bine. N-am nicio problemă. Numai... cei care au urechi să audă, să mă audă și să venim împreună să construim, nu să dărâmăm. Păi da, da. Deci astea sunt lucrurile. Dumneavoastră faceți, dar nu puteți de unul singur. Da, dimensiune foarte mare proiectul. Deci, ca să spun pe cea dreaptă, este de dimensiunea ceea ce însemna o politică guvernamentală, fără să exagerez. Deci până acolo trebuie văzut. Deci, ministrul agriculturii, parlamentari care sunt ăștia trebuie să vadă potențialul acestei idei și să dăm drumul la o treabă, așa, dar interesul țării acestea. Vezi, căutăm să facem locuri de muncă, dar dacă avem această tehnologie atât de bună și atât de interesantă, acum am posibilitatea să arăt concret cum voi evolua. Și început să-ți povestesc ce am de gând să fac. Și ca să vezi ce fac acum, fac practic și să le putem spune și vizitatorilor noștri exact lucrurile acestea. Deci atât aici, am 12 rame, da? Știi ce am să caut? Am să caut vreo 3 rame cu puiet pe care le aduc în spate aici. Acolo îmi fac loc pentru ca alte rame să pun la oatul măcii. Sigur, pot începe crescutul făgureilor. Rame, să pun rame pur și simplu de acelea care nu sunt crescute, da? Numai foi. Dar încep asta lucrarea acum dintr-o margine, să vedem ce se întâmplă aici și caut să-l fac, să încerc să populeze buzunărelul, da? Spuneam mai devreme, asta este intenția. Dar nu luați oarecare la ramă, nu? Nu, eu iau ramele cu puiet căpăcit, da? De ce cu puiet căpăcit? Pentru că aici este ecluzionez, să-mi vină marca să-mi mou pe aici puneva, nu vreau încă marca să rămână acolo. Dar după ce, înainte de salcâm, asta vreau să spun, înainte de salcâm, asta e o ramă cu un pic de rezervă, o pun aici ca să-mi fac loc. Vă ajutați de buzunarel, cum ar fi. Ai de mine, e lădița cu mine. Nu. Da? Cei care știu apicultori știu că... Nu puneți pe jos, nu puneți... Sigur că da. Deci totul se lucrează foarte frumos. Nu vine albină de la alt stup să Exact. Și acum... Eu merg până când dau de rame cu puiet. Da, am mai vorbit și altă dată. Am început să opriți câteva zile. Iată, aici e ramă cu puiet. Da? Potrivită pentru ce? Potrivită, excelentă. Dar nu fac griji, că dacă cumva iau și matca, ea se întoarce înapoi acolo, în locul ei, că ea caută spațiu de ouă. Ea e nebunită după chestia asta. Uite, eu pun chiar pe prima poziție.
A, uite asta. Și în scurt timp voi termina și depopulat buzunarea lui ăsta. După ce el termină pe ăsta de buzunarea lui de așa, mai sunt 3 săptămâni după mine până la Salcă, cam pe 20 mai, 21, 22 mai, în zona mea. Da. Poate mai jos cu o săptămână, mai repede, dar mai repede, 15 mai nu se dă drumul la Salcă. A fost și umed. A fost frig, a fost, da, a fost în un fel. Ei, în momentul în care la Salcâm, mă apropii de Salcâm, iau ramele acestea de aici, care vor fi cu puiet căpăcit și bagă roinița. Da? Iar aici, aici matca, fii atent ce fac, trebuie să-ți povestesc asta. Băi, dai că ai făcut drumul ăsta de la Fălticeni și Iași. Eu fac urec de elefant, numai să mă voi face așa. Voi băga matca aici pe câte rame, pe 5 rame goale, goale. Cum sunt acele acolo? Goale în sensul că nu vor avea puiet și nu știu ce, dar albina va veni, albina încoace, va fi albina care știe să lucreze. Că uite, am și rampa de zbor. O parte din albina lucrează pe partea asta. Da? Deci ea știe să facă treaba asta. Și matca o localizez pe cele 4-5 rame de aici. Închideți acolo, doar în buzunar? O închid într-un fel. Las buzunar, hanemanul deschis, las, ia circul, mirosul. Miros, da, da, da. Poate să treacă, fizic. Dar el nu mai poate trece fizic. Pentru început o las fără haneman. Are spațiu și ouă, dar pierde contactul cu albina din față. Ăsta intră în panică și zice, aoleu, unde ești? Păi e pe aici, pe undeva. Dai, da, nu, mirosul nu-i pronunțat. Și el spune, băi, dar tot s-o izolat acolo, zic, da, ia stă aici niște de care e unii oa. Așa, deci face treabă, are albină, frumos, doica s-a venit în pace, lucrează. Și la un moment dat, după ce vreo câteva zile, voi veni și pune hanemanul, diafragma aceea cu două ochiuri, care s-o izoleze pe ea. Da? Și mirosul și tot? Nu, 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 da, las deschise, da, tot, las deschise. Așa. În clipa aceea nu va mai putea trece. Albina de acolo pierde și mai mult mirosul. Acum am, își va da drumul la creștere bot. Este o formă de botcă de schimb liniștit. Da. O formă ușoară de botcă de schimb liniștit. Deci nu e impacientată, mai simte un pic mirosul, dar da, totuși... Da, dar îl pierde ușor. Da. Dar am grijă ca să mă duc cu niște ouă proaspete, cu o ramă, înainte de a face separarea completă, mă duc cu o ramă cu ouă proaspete, că ea a început să fie în alertă, să spună problema, să tragă boci, da? Dar acum nu are de unde să tragă și eu îi dau ca să nu ia de pe larvă. Da, că da. Ea poate să-mi ia de pe larvă. De calitate, da. Da, de proastă calitate. Și atunci eu viu cu o ramă pe care am și notat-o de am pus-o aici. Am numerat-o, știu exact. Ei bine, acolo voi vedea, voi urmări rama aceea, voi vă, numai din rama aceea vreau boțile, numai din aceea. Din alte rame care sunt, le stric. Deci nu vă uitați. Că... Nu le stric eventual dacă o porniști în altă parte, că acele sunt pe larvă și e posibil să iasă înainte și să-mi strice jocul meu. Da, 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 da. Deci acele le stric și în felul ăsta, pe culesul Salcâmului, vor crește boci de foarte bună calitate, într-un fel, în prezența mărcii, cam două variante. Ți-am spus asta că o izolez pe ea, dar o pot izola și într-o altă variantă. Pun pe grilă. Diafragma cu patru ochiuri. Da. Da? Deci este alta cu două ochiuri. Și aveți care... înainte de hrănitor și după hrănitor. Așa, așa, așa. Înainte de hrănitor, aceea care stă cu patru ochiuri. Da. Și acolo matca poate să-mi ajungă până în margine aici, îmi hrăne, și hrănitorul sau rama capcană mi-o lucrează și varoa se colectează frumos și va fi foarte bine. Ecluzionează tot timpul de acolo. Femeile de varoa, numai unde intra, femeile de varoa trec prin ochiurile mele, în da, căutare disperată, da. Au momentele de disperare. Nu știu dacă ai văzut turmele acelea de care, mă rog, navighează, nu am uitat cum le spune, antilopă sau nu știu cum se. Da, de prin Africa. A, de prin Africa. Și se aruncă ca să treacă dincolo până în apă. Așa și femeile s-au aruncat disperate că acolo nu au de loc. Pericol. Indiferent de pericol. Și multele se vor duce pe sită. Pericolul vine de desubt. Da, da, da. În sita mea. Sita, și cele da. Care trec totuși,
grila, să duc în capcana care stă gata să le amăgească. Da. Da? Și în felul ăsta eu fac un tratament foarte tare de antivaroa. Că aici pe toată perioada asta când cresc, deculez la salcâm, totul aștept 2 săptămâni de ecluzionează, că trebuie să-și mărcile mele care le-am sfârșit. Și atunci, voi da în 2 aici, atenție ce spun, voi da în 2, asta, am 4-le deasupra. Da. Voi avea cel mai bun cules, o să pot dovedi asta. Deci dacă dă Dumnezeu și timpul bun, da, că aveți albină multă. Da, o avea albină bună și nu mai este frământată albina cu creșterea, cu creșterea puișorilor. Și atunci pleacă masiv la câmp. Deci din 2 că va pleca foarte multă albină, care cum iese nu are sarcina creșterii puietului. Mă înțeleg ce fac eu? Da. Deci este spectaculos. Apicultorii știu ce spun. De foarte multe ori pe timpul culesului izolează matca. Ca să matca să nu mai ouă și să dă drumul la cules. Doar să culeagă. Doar să culeagă, da. Asta voi face eu. Eu fac o săptămână înainte de declanșarea culesului la salcăm. Toată operația care ți-a spus acum, da? Da. Populare tot. Matca a trecut de o parte azi, altă. Matca va așa. Aici se va declanșa creșterea bocilor. Dau în 2 și voi pune 2-3 boci aici, 2-3 boci în partea cealaltă. Da, ouă nu mai au. Nu mai au nimic. Boci s-au liniștit. La televizor se duc la cules. Da, exact. Nu, păi este spectaculos ce îți povestesc. Și în felul ăsta reușesc să cresc pe timpul salcâmului boci. Da. Și bocile crescute pe timp de cures sunt cele mai puternice. Că sunt crescute de doică multă, care are lăptișor de matcă și care nu are ce face cu el. Trebuie să-l... Da, și vor face niște boci frumoase, frumoase, luate la nivel de ou, deci este spectaculos. Iar în clipa în care mățile acelea vor ieși... Și n-au sentimentul roitului? Păi, când au mai multe păi ce îi face? Valorific cu acele boci care mi-au fost crescute. Da. Am aceea, o tai și găsesc, selecționez bocile cele mai frumoase, în sfârșit fac o lucrare deșteaptă. Și mă duc și la altele. Mă duc și îmi pun și în roiniță. Da, deci da. 2 măci le-ai dat drumul aici, una în roiniță, deci 3 pe stup. Că matca bătrână rămâne aici, în cele 5 rame care îi face treaba. Din clipă în clipă, din moment în moment, ce se umplu și astea, de, așa, și încep să le populez roința. Roința, da. Roința și mai sprijin pe altcineva. Încât aici voi a lăsa să-mi apară măci noi. Da? Două măci. Trei măci deodată. 3 nuclee făcute. Da. Pe perioada dintre salcâm și tei, este o perioadă de 3 săptămâni, aceste măci ale mele vor oua, le voi păstra 3 în 1, vor lucra în caturi de sus, îi dau drumul la un colț din folie. Și mai știți, tot l-am dispus la puncte mintea mea și abia aștept să-l pun în practic. Uite ce fac. Închipuiți că am pus folia, așa, am dat în 2, da, am matcă stânga și dreapta, ouă, dar eu tot timpul comunic cu partea de sus, pentru că așa e la funoci. Cu catul, nu? Așa, comunic cu catul, încât albina îți duce și lucrează în cat, iar își face treabă. Da? Deci, da, aveați sistemul ăla în cat cu folia sub formă de Z. Da, bun, aceea este pentru popularea. Mai încă, da, mai pentru încă. Populare, dar eu spun că în timpul ăsta, când eu aștept să mi se împerecheze măcile aici, n-am întrerupt activitatea cu albina de sus, cu caturile. Catul rămâne acolo, dar singura chestie este că atâta fac în stânga și în dreapta. De fapt, fac aici și fac în partea asta, ca să ți-o spun pe cea dreaptă. Pe diagonală, ca să nu cumva să spunem, matca de acolo să vină în partea asta. Rar se va întâmpla ca matca să urce în catul, pentru că toată suprafața este cu folii puse. Da. Da? Și ea, până se găsească găuricea aceea, să ducă, nu mai se întâmplă asta. Și atunci albina merge ca pe urdiniș cu catul și îmi lucrează catul și treaba nu suferă deloc. Da, o să lăsați tot spațiul din cat deodată? Spuneați cumva... Aia, bun, asta când facem ca să crească, creștem ramele de sus. Deci da, anul ăsta voi arăta cum cred, că voi crește rame de jumătate, cum cred, că eu până acum n-am crescut. Să înțeleg că le puneți deja crescute ramele. Pentru... Deci pentru cat crescute ar fi, dar dacă tu, cum dacă ești, tu nu ai, da, atunci voi arăta cum cresc și ramele concrete de cat, cum dau ați drumul. Ați arătat teoretic și... Voi face practic, da? Voi face practic toate lucrurile acestea. Deci,
Haideți să continuăm. Am luat o singură ramă, nu? Cu puia. În felul ăsta vreau să arăt că biostupul are performanță la înmulțime, că în momentul în care am dat trei mărci deodată pe el drumul, păi trei roiuri deodată făcute. Da. Dar este un câștig imens. Unul că înmulțit, dar format și roiul. Da. Fără să afectezi producția, asta voi arăta. Fără să afectezi producția, că toată lumea se treabă. Bun, da, te mulțește. Am văzut că te mulțești, profesorii. Acum, din 2012, după necazul care l-am avut cu ticăloșa aceea, știi bine, eu am venit cu 37 de mătcuți aici, eram disperat. Filmele spun asta, nu eu. Ați întrerupt un pic, n-ați mai avut de unde. Sigur că da, până când mi-am reluat fluxul, dacă eu am avut o pierdere de vreo 2-3 ani, pe mine asta mă dură cel mai tare. Pentru că cei care mergeau pe tehnologia mea și așteptau performanța, atunci când a trebuit să le arăt performanța, n-a mai fost, că n-ați avut ocazia să evoluați pentru că o trebuie să reluați. Am luat de la zero. Cum să spun? Foarte multă lume nu chipuiau cum voi mai reuși după lovitura aceea. Dar iată că am reușit asta. Așa. Deci acum vreau să văd dacă... Asta e o ramă oată, nu e oată. O las la margine. A avut intenția să pună nectar. Vezi? Am văzut ceva roșu. Da. Polen, nectar. Eu vă protejez și nu vă dau cu fum și voi îmi faceți sigur de asta. Nu spun. Nu sunt de acord cu asta. Dar sunt liniștite. Par liniștite. Da. Eu, de exemplu, e primul contact cu ele și nu mă înspăimântă. Nu te-o înțepa nici la până în momentul. Nu mă înțepa, dar nici nu mă înspăimântă. N-au nicio treabă cu mine. Da. Altă ramă. Da, asta o luăm. 100% o luăm. Are și celulele de întors jos? Da, o ramă crescută nu în limbajul ăsta de o stupi, o ramă mai veche. Stupii vechi, da. Da. Și aceea își construiește pe margine pentru mascul, vedeți? Ea a plecat hotărâtă să apuce de roit. Faptul că a crescut mascul, i-a dat drumul, să vezi așa, a și întâlnit teren favorabil. Așa asta ramă a avut celule de trântor. Așa fac. De multe ori strică toată... Și dumneavoastră, în cazul ăsta, ce trebuie să faceți? Să li tăiați celulele? Las că trebuie să fii și mascul. Numai că trebuie să fiu atent cu extinderea. Atent cu extinderea ca să nu intri frigul roitului. Păi da, nu e periculos să roiască? Păi e periculos să roiască, dar acum eu am băgat la cap și ce fac acum lucrarea asta, când scot din puiet și dau spațiu să mății să ouă și cum spuneam, mă duc și în roiniță cât de repede, deci pe el l-am potolit. Deci îl potolesc fără discuții. Dacă îi mai puneți câteva rame și dați treabă. Da, sigur. Vreau să vă mai arăt ceva încă, dragilor. Deci, așa sunt ramele crescute în vechiul model. Pe margine cu celulele. Și jos, de, da. Sus și jos e coronița, da? Uh-huh. Și lateral unii mai rece. Că îi place un pic să fie mai răcoare pentru trântor, da? De aceea construiesc așa. Vreau să remarc încă altceva. Apicultorii știu despre ce e vorba, vă spun și vouă. Când vezi câte o ramă de asta bătută așa, îți crește inima de bucurie. Pentru că se vede că e full bătută de... Uniform bătută, este o marcă valoroasă. Și tața are albina, polen... Sigur că da. Da, vine și cu polen și cu... Deci acum nu facem decât să populăm buzunărele. Da? Dacă ați spus... colectoare din polen, ați lăsat un pic de spațiu ca să... Sigur că să-mi intre și albine la... să-mi intre la stup. Deci... Lasă... Te-o înțepat un pic, da? Înțepat destul de tare, da. Pe cine? Vin. Dar tu ai mai făcut... Te-o mai înțepat vreodată? Da. Să nu cumva să fii alergic. Nu cred. Văd acum cum dai din ochi. Cum... Dacă nu te simt, nu încep călătorile. Nu, am simțit o durere, o începătură foarte puternică, dar văd că începe să scadă în intensitate. Am reușit să scot și acum. Primele 10 minute, dacă nu ai nicio reacție așa care să însemne ce.
să te mănânce tot corpul. Deci tot corpul, nu acolo. Să... Sigur albine îți poate crea asta? Da, sigur că da. Te duce spre șoc anafilactic. Deci este vorba de umflarea în interior, mai ales aici la... Nu mai poți respira. Am citit undeva că veninul de albine se cheamă cu veninul cobrei, al șarpelui, nu? Da. Deci este... respir, vine la furat? Da, sigur că da. Încearcă să se lipească, da. Nu prea are curaj. Așa. Acolo o să băgăm rame bune de oat și nu o să băgăm cu miere. N-are rost, că văd că au binișor cu. Ranau. Ranau, sigur. Au pus și pe rama oarbă. Sigur, am văzut acolo. Așa că... Și puneți rame crescute în sistemul ăsta. Da. Rame care au crescut celula până sus. Da. Asta nu a fost finalizată, că a fost târziu, da? Dar avem foarte multe rame și sunt nevoi să, înainte de a pune foi, trebuie să-i valorific pe astea, că dă găsenița în ele și fluturile acelea, știi, de ceară, și îmi dă de lucru. A început să agite. E. Probabil e deschide prea mult atunci. Ai, dar nici nu poți să stai așa mult și, și cum să spun, nu-i cules. Când îi cules, albina e foarte liniștită. Când nu are cules, este foarte agresivă. Foarte agresivă. Mi-am amintesc, cu ani în urmă am fost undeva la salcâm, mă duseseră, și era foarte salcâm, dar nu dădea. Nu era condiții de secreție. Măi băieți, m-a fugărit toată pădurea aceea. Păi puseți o echipă pe mine și cum mă descoperam. Ce era pe capul meu pe acolo? Stăteam, eram cu soția. Atunci încă nu avea, nu era alergică. Alergic. Ea a devenit alergică din urmă încolo. E posibil să devii alergic? Da. Păi ea... Cauza multor înțepături sau pur și simplu? Nu. Pur și simplu. Ea, cred că a înțepat altceva. Eram pe undeva la pădurii. Și până atunci lucram împreună, n-aveam treabă. De la primele din țepat, de la țepătură, dar n-aveam nicio supărare. Și în momentul în care am țepat-o, ce-o fi înțepat-o, totul s-a stricat. Da, vă spuneam ce de rame crescut din sistemul biostup. Nu veți vedea nicio celulită într-o, da? Deci totul e perfect. Toate celulele sunt numai de albinuțe. Să știi că n-am luat o specială. Nu, am văzut foarte multe. Deci n-a stat deloc la mașină. Da, am luat-o la întâmplare. Asta vă spun. Câte vreme e rama acreditoare, toate ramele sunt crescute sistemul ăsta. Așa de calitate. Eu plăcer. Apicultorii știu ce înseamnă să vezi o ramă de asta. Acum, vă dați seama, dacă ea e crescută, și mi-a spunea, zice, dar nu le strică din nou și le facă pentru trântori, aia îi strică. Nu strică, numai când pui foaia, atunci pericolul mare este să se întâmple. Deci când ai pus foaia, de la zero, atunci și schimbă șublerul. Da? Uh-huh. Schimbă șublerul și crezi celulele de trântori. Da, dar ele au început și acolo, toate dimensiunile de la foaie, de celulă. Deci au început. Subții foaia, cu uneori mai groasă, da. Și folosește ceara aceea, nu ceara, e parafină mai mult, că ăștia bagă parafină de amețesc. Am descoperit pe cineva care m-a împăcat. Da, am găsit pe cineva de la spre Roma, dar omul a spus, domnule, eu fac exact dacă mi-aduce ceara 100% naturală, pe aia vă dau, pe aia dumneavoastră vă dau raport, că asta voi încerca. Voi încerca să construiesc lucrarea încât omul să-și ia exact ca la măcinat, la grâu, să-și ia făina lui, da. Cum zice, la moară, și-și ia de la pe grâul lui. Ce a pus acolo, e povestea lui, așa și aici. Vreau să se întâmple treaba asta. Da. Încă ceva. Vedeți cât de ușor am acoperit aici. Cât de greu e de acolo cu căpăcele și le puse una lângă alta. Aici am pus folia, am închis-o și la revedere, mi-am pus de treabă. Folia asta se pune în permanență? Și vara și iarna și tot? Iarna neapărat. La timpul ăsta este extraordinar, cei care știu asta sunt de acord cu mine, pentru că nopțile sunt un pic mai reci și folia asigură căldura, menține căldura foarte bine. Deci,
Eu folosesc în vara și dacă e nevoie, deschid un colț. Ca să ventileze, nu? Ca să ventileze, sigur. Dar vara, catul vine pus, nu mai este aici. E deasupra. E deasupra, da? Și acolo, de dacă este problemă, pune chiar și deasupra de tot. Deasupra de tot. Și acolo deschid un pic cu folia și merge foarte bine. Eu când am spus că voi vine cu folia aici? Atunci când mă ocup de mulțire, când voi arăta cu mulțirea. Dar probabil că voi merge în continuitate. Caturile voi pune doar o bucată de folie să... Da, dar ele au ventilație de dedesubt pentru că sigur au spațiu, da. Efectul ăla de clopot, nu? Sigur că da, dar la modelul acesta cu fundate varoa nu am niciodată stresul ăsta cu căldura. Când ești închis, hai de fel. Vreau să zic ceva acum să-și filmează. Cred că ar trebui să lăsăm în pace. Da. Acum nu trebuie să stea răzghirate așa, să fie împrăștiate. Trebuie adus umăr lângă umăr. Da, o da, distanță, da. Parcă nu, de o albină jumătate sau cât e... Nu, dar umerașii. Așa, da, da, distanța efectivă cam așa e, nu? Deci 12 mm trebuie să fie. A, așa. Ca să lucreze cele două straturi de albină. Pe o față și pe cealaltă. Plus toate ramele stase. Da, s-au făcut de mâini mai multe. Am avut multe rame, mii de rame din vechi. Și acum ușor, ușor mă duc pe rame făcute din viorel. Mereu de la Rădăuți, nu? De la Rădăuți, da. Și am întâlnit cu dumneavoastră la Iași. Mă bucur mult că l-ați cunoscut, un băiat extraordinar. El a fost cel care m-a descoperit. Eu îmi pornit să fac cineva lucrarea. Parcă văd și acum când a venit un profesor, că eu sunt un întâmplare bun. Dacă nu ai să spui că ești o întâmplare de soamnă. Sigur că spui că ești unul bun. Dar pe mine știi ce mă interesează? Eu sunt foarte direct. Știi ce mă interesează? Ia și fă nu știi stup. Dacă îi faci mai bun ca ăla, ține de el. Am venit de o săptămână, am venit cu 7 stupi, parcă și acum îl văd, făcuți, am pus pe ceea și am pus pe ăla, gata, ai câștigat. Tu vei fi colaborator. Nu gândesc, o să facă față în viitor apropiat. I-am povestit ce trebuie să facă. El trebuie să-și construiască o școală de construcții, de constructori. Da. Deci când la nivelul statului se va înțelege chestia asta, atunci el fiind inginerul în construcții, fiindcă are foarte multe chestii puse la punct, chestii de sistem, de serii, nu știu ce, destul de automatizat este, cu mașini, cu tot ce știți să facă acolo, are repede. Este un tip care gândește concret ce trebuie făcut. Fiind și apicultor, gândește la fiecare chestie. Dar nu, mă urmărește și pe dumneavoastră, ține nu, da, nu face nici o mișcare fără să mă întrebe. Da. Pentru că îi spune să am... Are și practica lângă el acolo, că am văzut da. Și dumneavoastră. Da, 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 face același lucru. Uitați-vă, Viorel, da. Uite, băi, știu cum s-a întâmplat dintr-un întâmplare anonim, ai ajuns un om care va avea o influență foarte puternică pe partea de construcție. Și foarte, e un om foarte consecat, din ce am văzut eu, și va ajuta foarte mult să promovați. Da, să facem echipă, să dăm unul în altul. Nu face nimic fără să mă întrebe. Pentru că, repet, am stat atunci vreo o zi jumate, nu mai țin minte cât am stat, cât am... discutat pe model, că aveam început, făcusem cu altcineva, dar era nemulțumit, nu mi-a executat. Ăla care l-a executat la Constanța nu era un apicultor, ci el era un om care de afaceri, vrea să facă chestia asta, găsesc un întâmplar și atunci întâmplarul acela a stat de vorbă, am stat și eu cu el acolo și am tot gândit împreună, dar nu simțea fiecare milimetru, rostul fiecărui milimetru. Ei, Viorel simte, înțelege că face și el așa, crește și el, are și el numai de o stupi. Deci face treaba asta și dă seama ce înseamnă. Probabil vă aduce și da. Idei și... Deci colaborăm, vine cu chestii, dar nu o pun în practică decât dacă mă întreabă și atunci discutăm viorele aici. Nu merge asta, pentru că uite aici se întâmplă așa, aici se întâmplă așa. Dar domnul profesor, spuneți că pregătirea dumneavoastră și noi nu facem decât să bunătățim, să ne aducem contribuția fiecare și să vedem dacă realizăm performanță. Da, pe tocmai. Să împingem lucrurile în față. Nu avem încercare. Sigur că da. Așa, hai să mai... Un alt stup care l-am luat de la vecinul. Nu?
același tup greoi de umblat. Vai, dar eu e atât mi de la nu, e chiar atât de greu, dar nu, necesită nu, nu. Mai mult. Eu m-am dezobișnuit. Deci m-am dezobișnuit cu stilul ăsta de lucru. Dar nu tot a făcut alți ani de zile de apicultor, numai pe modelul ăsta. Și rostul scândurilor ăsta care? În loc de să pună capacul, da, dacă așa toată lumea a făcut cu fac podișorul ăsta de scândurele. Da, dar capacare. Da, da, nu poți să lasă, dar vina să răpreștea în capac, să-l duce. Așa, ca o folie. Da. Probabil pentru că distanța de la ramă până în capătul capacului este destul de mare. Și uite, vezi, dacă este un pic mai mare de centimetri, construiește și se leagă astea. Nu mi-a plăcut niciodată chestia asta, dar acum trebuie să mai zic dacă e cules, știți ce se întâmplă? Deci când e cules, face tot uniform. Rămânește și nu mai puteți... Și bagă, și bagă în partea asta, bagă miere aici. Da, e greu să mai despărțiți ramele. Da, sigur că da, trebuie să despărți, să dai albina jos, să de facerea, să le dai de-o parte. Ce o da, așa. Cred că ne oprim acum cu filmarea. Băieți, m-am arătat cam ce e și cum. Le mulțumim și lor, celor care ne vor vedea. Ne cerem scuze pentru că nu mai putem continua. Operatorul a făcut pasul înapoi. A murit? N-a murit operatorul, dar deocamdată sper să nu apară probleme. La revedere, dragilor, pe curând!